Ghidul elaborat de Direcția Generală Anticorupție însumează peste 100 de pagini și cuprinde informații despre principalele infracțiuni de corupție, precum și despre toate instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Conceperea ghidului, care poate fi accesat și în format electronic pe site-ul Direcției Generale Anticorupție, este justificată de către autori prin faptul că, deși foarte multe informații pot fi obținute din mediul online, de cele mai multe ori acestea nu sunt accesibile oricui. Astfel, ghidul de informare poate fi considerat un instrument de prevenire ce pune la dispoziția cetățenilor informații utile de ordin legislativ și instituțional, respectiv lista documentelor necesare pentru eliberarea unui act administrativ, termene, taxele aferente, specimene și altele. Totodată, ghidul prezintă principalele infracțiuni de corupție ce pot fi săvârșite atât de către funcționari publici cât și de cetățeni prevăzute de Codul Penal și Legea 78/2000. De altfel, pe fiecare pagină a ghidului, cititorii pot vedea afișat numărul de telefon 0800 806 806, apelabil din orice rețea și destinat tuturor celor care vor să sesizeze fapte de corupție ale angajaților Ministerului Afacerilor Interne. Materialul a fost tipărit cu sprijinul Centrului de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale Centras în 6.000 de exemplare, ce vor fi diseminate la nivelul teritorial de către structurile județene anticorupție. Potrivit raportului anticorupție al Comisiei Europene, dat publicității în februarie 2014 pentru toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, în România mica corupție rămâne o problemă semnificativă, chiar dacă s-au înregistrat rezultate pozitive în ceea ce privește cazurile de corupție la nivel înalt.